Stimați prieteni, bună ziua, bună dimineața, vreau să vă salut. Cum am convenit ieri cu dumneavoastră, următorul episod, episodul numărul 15, mi se pare că la noi este, da, al conversării noastre, conversației noastre, președintele răspunde, am hotărât să-l facem live, pentru că să venim cu ultima informație referitor la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu ieri am lansat apelul către dumneavoastră să veniți cu mesaje, să veniți cu întrebări. Am primit foarte multe, sunt câteva sute de întrebări care le-am primit pe parcursul doar a 24 de ore, atât ca comentarii la postările care au fost, cât și la... Am primit în privat foarte multe întrebări. Eu le-am grupat în câteva din start. Vreau să vă spun că eu voi urmări și în direct care sunt întrebările dumneavoastră și le voi grupa și voi răspunde și la întrebări, dar din start vreau să vin cu câteva subiecte care sunt cele mai des abordate de către dumneavoastră. Eu le-am grupat în 5 categorii, vă spun care sunt. Situația de ultimă oră, care este regimul de intrare în Republica Moldova și ce facem cu diaspora din afara țării. 3. Cum ne protejăm și preîntâmpinăm repartizarea cazurilor pe intern, ce este cu starea de urgență, cât va dura, ce se poate, ce nu se poate, pentru că au fost foarte multe întrebări la acest capitol. 4. Subiectul de ceea ce ține de panică, prețurile, tarifele, știrile false care vin masiv și așa mai departe. 5. Ce va fi cu economia? Cum guvernul are de gând să susțină sectorul real al economiei, ce vom avea la buget, care sunt scenariile pentru care se pregătește guvernarea, guvernul, președintele țării și întreaga conducere de vârf. Începem cu primul, cu prima... Colegi, merge, da? Cei care asigură filmarea? Este ok, ne ved cu cetățenii. Începem cu primul. Care este situația de ultima oră? Situația la ora 10. Situația care a fost confirmată de către doamna ministru sănătății și este situația oficială, este următoare. Total investigate în Republica Moldova pe parcursul întregii perioade au fost 469 de cazuri, cu rezultat pozitiv confirmate 49. Dacă o să facem un mic calcul, o să vedem că din cei testați 10-11% se confirmă că sunt purtători de virus. Persoane testate la zi, 95. Cazuri confirmate, după cum am menționat, avem 49. Dacă o să luăm statistica de unde sunt aceste 49 de cazuri, din 49 de cazuri, 28 sunt de import, restul 21 sunt transmitere locală. Aceste 28 de import sunt din Italia, Marea Britanie, Franța, Cehia și Elveția. Solicitări pentru ultimele 24 de ore. Adică vorbim de noaptea trecută și de ce s-a întâmplat în 28 de ore, au fost 2319 persoane, transportați cu suspecții la COVID, 90 de persoane. Aici vreau să explic câteva lucruri foarte importante, pentru că am văzut diferite speculații în acest capitol. Are sens să-i testăm pe toți, 3 milioane de cetățeni, care este practica, pentru că eu am observat că în ultimul timp toți au devenit mari specialiști în domeniul medicinii, absolut toți, și dau diferite sfaturi. Sunt recomandările foarte clare a Organizației Mondiale a Sănătății. Nu există niciun caz în Republica Moldova când cineva s-a adresat pentru a face testări și are simptome că este purtător de coronavirus și nu a fost testat. Lucrătorii medicali sunt deschiși, oferă consultări tuturor și cei care prezintă simptome că sunt purtători de coronavirus, și vedem că la această etapă au fost, am menționat, 469 de persoane, ele sunt testate. Nu este real în condițiile Republicii Moldova, dar și marea majoritate a țărilor nu merg pe testare 100% a tuturor cetățenilor. În Franța sau în Italia, în genere, se testează doar cei care sunt în stare gravă. Nu cei cu simptome, dar cei în stare gravă. Noi îi testăm pe toți care au simptome și, în opinia medicilor, ar putea fi purtători de coronavirus. Adică tusă uscată, temperatură, sunt câteva lucruri care, deodată, medicilor le permite să spună că sunt purtători de coronavirus sau este o gripă simplă sau este altă problemă. De aceea, la capitolul, urmează să-i testăm pe toți sau nu. Probleme cu testările nu sunt. Toți care au suspecții sunt testați.
Tot la acest subiect vreau să menționez și să dezbat unele falsuri care sunt lansate masiv. Apropo, cei care lansează aceste falsuri, noi vom vorbi mai jos, mai detaliat, referitor la așa numitele știri false, fake news-uri, inclusiv policieni, inclusiv primari de municipii, de oraș. O să răspundeți în fața legii. Asta o fac toate țările. Nu numai dezmințiri o să fie din partea organelor de stat, dar o să răspundeți conform legii, deja este lege, este stare de urgență, o să fiți atrași la răspundere. Să nu spuneți că nu v-am preîntâmpinat. Cei care promovează falsurile. Teste în Republica Moldova pentru cei care sunt suspecți sunt. Nu avem probleme la acest capitol. Și vreau să vă spun că suntem gata pentru majorarea cazurilor de infectare. Și trebuie să fim realiști. Numărul celor infectați în Republica Moldova va crește. Aceasta este dinamică. Și aceasta este situația. Și noi trebuie să ne așteptăm toți să fim siguri, să fim conștienți de faptul că numărul celor infectați în Republica Moldova va crește, pentru că trecem prin această perioadă. Până la cât va crește? OMS, Organizația Mondială a Sănătății, spune că pentru Republica Moldova ar fi, în opinia lor, 400-500 de cazuri. Noi, guvernarea, ne-am pregătit pentru 1500-2000 de cazuri, care acum suntem gata. Ce înseamnă 1500-2000 de cazuri? 2000 de cazuri care, momentan, sunt suspecți în stare gravă. E clar că unii se mai lecuiesc, pleacă acasă, alții mai rămân în spital și așa mai departe. Dar pentru 2000 de cazuri noi suntem pregătiți la momentul de față. Specialiștii externi, partenerii noștri, spun de 400-500 de cazuri. Cum suntem pregătiți pentru 2000 de cazuri? Este vorba de spitale, adică locuri în spitale. Ca să cunoașteți, doar în municipiul Chișinău noi avem pregătit 1000 de locuri în spitale, care în orice moment, în caz de creștere bruscă, suntem gata persoanele să le internăm. În afară de aceasta, am mai pregătit și în teritorii, în unele raioane, spitalele se pregătesc, încă suplimentar 1000, poate chiar și mai mult, dacă va fi necesar, de locuri în instituțiile spitalicești din raioanele Republicii Moldova. Apropo, vreau să menționez aici și eu o să revin încă o dată cu acest mesaj. Vreau să mulțumesc foarte mult medicilor. Medicilor, polițiștilor care stau în prima linie. Ați văzut că avem deja un polițist care este, de asemenea, fiind la frontieră, primind cetățenii noștri care intră în țară, de asemenea, s-a îmbolnăvit cu coronavirus. Eu vreau să vă mulțumesc din partea președintelui țării, din partea tuturor cetățenilor, pentru suportul dumneavoastră în această situație deloc nu simplă. Astfel, pentru scenariile respective, o să fie 300, o să fie 400 sau chiar câteva mii, guvernarea este pregătită. Spitale, locuri în spitale sunt, medicii sunt instruiți și avem suficienți medici, medicamente necesare, teste, sunt în Republica Moldova, utilaje medicale, pentru că am auzit foarte multe declarații și discuții, că utilaje medicale nu ajung și nu știu ce, lăsați panică. Doar în Chișinău sunt 500 de ventilatoare de astea care sunt artificiale, ventilație artificială care este necesară în cazuri foarte stricte. Uitați-vă, noi din 49 de cazuri care am avut până la momentul în Republica Moldova, noi cazuri foarte dificile am avut doar două. Adică din 52. Din 52, adică vreo 3-4% au fost dificile. Dacă se presupune că avem 2000 de cazuri, 3-4% din 2000 de cazuri, 30-40-50 de oameni care trebuie să trebuiască ventilație de asta oficială, respirație oficială. Dar noi avem 500 de dispozitive, avem în Chișinău la această etapă. Mai mult ca atât, partenerii noștri din afara țării, eu să mă opresc la cei care au fost gata și sunt gata să ne ajute din extern, sunt gata să ne ofere suplimentar dacă va fi necesar. Aceasta este cu primul subiect, în ceea ce ține de situația la această oră. Al doilea subiect, cum ne protejăm? Pentru că înțelegem că acest virus, în mare parte, da, eu urmăresc și cum, când начнутся ехать городские маршрутки, și mai departe. Eu cred că toate întrebările astea, colegi care îmi dați ceea ce îmi scriu online, eu finalizez total, răspund la toate întrebările care sunt și pe urmă începem a răspunde la întrebările dumneavoastră. Poate în răspunsurile mele, în informație, unele întrebări deja să obțineți răspuns la întrebările pe care le-ați adresat. A doilea subiect la care vreau să mă opresc, cum ne protejăm ca să nu avem mai multe cazuri din import. Pentru coronavirusul ăsta, Republica Moldova, la fel ca și în marea majoritatea statelor lumii, în afară de China, pentru că s-a început de acolo, coronavirusul a fost importat din afară țării.
Aici, din nou, sunt foarte multe speculații, că trebuia să închidem frontiera de la 1 ianuarie de anul nou, că de la 7 ianuarie de Crăciun. Iar toți sunt mari specialiști. Noi nu am închis frontiera mai târziu. Noi, practic, concomitent cu țările din vecinătate. Și zborurile și tot absolut. Nu era niciun sens să închizi frontiera la 1 februarie, când România a închis-o la mijlocul la martie. Cum poți închizi frontiera la 1 februarie? Pentru că sunt mulți care sunt foarte mari specialiști și prea târziu. Niciun fel de prea târziu. S-a luat la timp, poate chiar unele măsuri au fost în avans, în preîntâmpinarea acestei situații. Care este situația la ziua de astăzi în ceea ce ține de riscurile de import a cazurilor de coronavirus în Republica Moldova? Cunoașteți că au fost stopate, practic, pe marea majoritate și avem informație exactă că începând cu data de, s-au sistat zborurile, cursurile regulate au fost sistate încă de la mijlocul lunii martie până la 1 aprilie, toate cursurile regulate și charterurile regulate de pasageri către Republica Moldova. S-au sistat toate rutele feroviare internaționale de transport de pasageri până la 1 aprilie. S-au sistat activitatea unor puncte de frontiere de trecere pe segmentul moldo-român și moldo-ucrainean. Nu, ca să știți, erau 81 de puncte de frontiere, la moment sunt doar 17, dintre care 7 cu România și 10 cu Ucraina. Astfel, practic, noi am făcut tot posibil ca să limităm intrarea în Republica Moldova. Și care este rezultatul? Pentru ultimele 24 de ore, informația la orele 6 dimineață, astăzi dimineață, total persoane intrate, 2083 de persoane. În comparație, anul trecut, în aceeași perioadă, adică în 24 de ore, în Republica Moldova au intrat 20.000 de persoane. Adică de 10 ori mai puțin avem numărul de persoane intrate. Frontiera cu România 1470, frontiera cu Ucraina 611, avem pe fiecare punct, avem informația câți au fost cu simptome. Practic, ca să cunoașteți, stimați concetățeni, fiecare 6-7 ore noi obținem așa informații detaliate. Unde au trecut, cum au trecut, câți au fost, care sunt riscurile și ce se întâmplă mai departe. Aici, cineva spune să vorbești în limba rusă. Acum să vorbesc în limba rusă. Asta este în ceea ce ține de statistica intrării și ieșirii. Adică, pentru prevenirea importului în continuare a coronavirusului, noi am limitat la maxim intrarea în Republica Moldova. Cât timp poate fi aceste restricții? Pentru că sunt multe întrebări, că haideți deschide frontierele, acum o să vorbesc și despre diaspora, ce se întâmplă. Nu o să putem noi deschide frontierele atât timp cât nu deschid alte țări. Toate țările, absolut toate țările din regiune, dar și nu doar din regiune, și-au sistat, și-au restricționat intrările și ieșirile din țară. Unele au impus pe perioadă mai lungă, alții au impus pe perioadă mai scurtă, dar intrările și ieșirile sunt restricționate. Evident, noi ne-am dorit mai repede să scoatem aceste restricții. Dar trebuie să fim conștienți că până ce nu scot alte țări, nu are niciun sens noi să le scoatem, sporim riscul. Acum, în ceea ce ține de diaspora. Eu am văzut foarte multe mesaje care ne roagă, ne preîntâmpină. Haideți, permiteți să venim acasă, studenți din Rusia și așa mai departe. În primul rând, stimați concetățeni. Eu cred că noi trebuie să fim responsabili și conștienți că în această perioadă să vă porniți pe drumuri sunt diferite cazuri. Sunt cazuri când n-ai încotro, trebuie să ajungi acasă. Dar dacă sunteți stabiliți temporar sau permanent cu traiul în afara țării, recomandarea mea, și v-am spus-o și 10 zile în urmă, nu vă porniți pe drumuri. Pentru că, și vă dau cazurile care sunt la această etapă, avem în Germania, Polonia, la frontieră 106 persoane, asta e informația sară. Austria, Ungaria 104 persoane, Polonia, Ucraina 45 de persoane, Germania, Austria 17, Belarus, Ucraina 16 și așa mai departe. Informația aceasta vine online de la Ministerul Afacerilor Externe. Ce se întâmplă? Dumneavoastră, în pofida faptului că v-am recomandat să nu vă grăbiți, să nu vă porniți la drumuri. Pe drum. V-ați pornit împreună cu copiii, cu familia și ați ajuns în zona de carantină, de tranzit și sunați la Ministerul de Externe, la Guvern, haideți să vă ajutăm. Noi vrem să vă ajutăm, pentru că sunteți concetățenii noștri și facem tot posibil să vă ajutăm. Dar cum? Frontiera e blocată.
Rutele avio sunt închise, interzise. Am văzut foarte multe mesaje că aduceți-ne pe toți acasă. Haideți să fim realiști. Poate Guvernul Republicii Moldova acum să aducă 1 milion de cetățeni acasă? Eu îmi doresc să vină cetățeni acasă, încă o dată vă spun. Nu la această etapă, imediat după ce se finalizează criza. Pentru că avea nevoie de voi aici acasă, sunteți activi. Dar e real? Hai să fim pragmatici, realiști. 1 milion de oameni care vor, și eu sunt sigur că acum din 1 milion care sunt plecați, cifrele sunt diferite. Dar jumate sunt gata să vină mâine acasă. Pentru că vor să fie acasă alături de cei dragi, alături de familie, alături de copii, alături de părinți, să treacă peste această provocare, peste această criză, să treacă aici, la dânsul, pe pământul natal. Dar nu e real lucrul ăsta. Cum să aducem 500.000 sau 600.000 sau 1 milion de oameni acasă? Prin ce căi? Frontierele blocate, avioanele nu zboară. De ce? Rugămintea și mesajul meu. Vă rog foarte mult. Dacă este posibil, rămâneți acolo unde vă aflați. Cu fiecare caz separat, noi încercăm să găsim soluții. De exemplu, unii care au fost blocați la frontieră în Austria, au spus că noi am găsit un avion, permiteți-ne să survolăm țările, să ajungem la Chișinău. Am găsit soluția, am convenit, au venit. Unii au fost blocați la frontiera Ucraina-Rusia. Am vorbit cu ucrainenii, le-au făcut coridor verde, s-au urcat toți într-un convoi, câteva automobile, un autobuz și au ajuns în Republica Moldova. Dar aceasta nu poate fi pentru toți. Sunt cazuri excepționale care se iau decizii. A fost foarte mult mediatizat un caz când studenții de la MGIMO din Rusia, uitați-vă, vă aduc la cunoștință că studenta de la MGIMO care a ieșit cu video în Facebook a zburat acasă ieri prin România cu cursa Moscova-București, respectiv de ieri seara este în Republica Moldova. Ceilalți doi studenți au rămas în Rusia la rude. Eu pentru ce vă citesc aceste mesaje? Ca să înțelegeți că noi situația o monitorizăm, avem toate detaliile și încercăm să vă ajutăm. Dar, încă o dată, un mesaj și rugăminte. Nu vă grăbiți să vă urcați în automobil sau în autobuz și să vă porniți la drum, pentru că o să stați în zonele de carantină și o să fie foarte dificil să vă ajutăm. Acesta a fost al doilea aspect, cum ne protejăm ca să nu avem mai multe cazuri de import. Al treilea subiect, protejarea repartizării pe intern. Pentru că, după cum v-am menționat, din aceste 49 de cazuri, 28 din import, dar deja avem 21 transmitere pe intern. Și trebuie să fim conștienți de faptul că în următoarea perioadă, transmiterea pe intern va fi în creștere. Cu regret, asta e dinamica în oricare țară. Deci, întrebarea de bază care acum stă pe ordine de zi, cum protejăm ca pe intern să nu se repartizeze? La cei care l-au introdus în țară, avem cazuri în Chișinău, avem cazuri în Soroc, avem cazuri în Hâncești, avem cazuri în diferite localități care au dus din import. Și mai departe, cum să nu se repartizeze pe intern? Anume, pentru aceasta s-a solicitat, s-a impus zone de carantină și situații de urgență. Referitor la starea de urgență, întrebarea de bază, cât o să dureze? O să dureze oare 60 de zile sau nu? Haideți să fim realiști. Noi nu ne dorim nimeni să dureze 60 de zile. Și acum o să mă opresc, ce înseamnă stare de urgență? Pentru că la noi este o vorbă, zastavi de maliță, eu în sebe lobă rășebiot. Unii au înțeles că e stare de urgență, gata, s-au închis tot, și-au pus mască, s-au vărât sub pat și nu iese din casă. Starea de urgență mai mult este pentru a da dreptul guvernului să intervină atunci când este necesar pe anumite aspecte, inclusiv în activitatea agenților economici, inclusiv să gestioneze cu prețurile, care unii au început să facă speculații la capitolul prețului. O să mă opresc acum și o să le dăm peste mâini. Asta este necesitatea stării de urgență. Dar aceasta nu înseamnă că noi stopăm complet activitatea, nu ieșim din casă și ne limităm doar stând într-o odaie închiși. Ce înseamnă starea de urgență, ce înseamnă carantină, cine are drept să activeze și cine are nu. Norma generală pentru această situație, pentru a nu permite repartizarea pe intern, eu primesc mesaje, că sunt pe toate căile, de ce mă mai uit la telefoane. Pentru a nu permite repartizarea pe intern, noi am propus și am solicitat și am interzis activitatea unor instituții, unor tipuri de întreprinderi, de activitate economică, unde lumea se acumula în cantități foarte mari. Eu nu o să dau acum citire la absolut la tot ceea ce este inclus în hotărârile guvernului, când, până când și cum și ce a fost suspendat. Dar eu o să mă refer în linii generale. Ce a fost suspendat pe o anumită perioadă? Activitatea de studii.
De ce? Pentru că e vorba de copii, e vorba că e stăteu în clas și e vorba de riscuri. Activitatea de studii se referă la 580.000 de copii, dintre care 130.000 sunt la grădiniță, 300, erau la grădiniță, copii de cărmier la grădiniță, 330.000 clasa 1 a 12 a liceile, 43.000 tehnic și mai mult de 50.000 sunt superior, învățământul superior. Care e soluția pentru elevi? Și când am putea deschide școlile, grădinițele și așa mai departe? Eu consider că în ceea ce ține de instituțiile educaționale, noi vom reveni la regimul de studii normal doar la ultima etapă. Adică dacă unele activități economice am putea să le relaxăm mai devreme, cu studiile vom face la ultima etapă când riscurile vor fi depășite. Ce înseamnă aceasta în termen? Apropo, pentru că se discută mult cât ar putea dura și vorbim de, de aceste 60 de zile. Eu cred că riscul cel mai mare este pentru următoarele o săptămână, 10, 15 zile, două săptămâni. De ce? Pentru că noi avem perioada asta de incubare de la cei care au intrat în țară și repartizarea pe intern. Noi acum fiecare caz pe intern practic l-am localizat și am localizat persoanele din jur. De ce s-au impus unele restricții mai dure și în cazul ăsta din Chișinău cu studenții și alte lucruri. Ele au fost discutate în presă, le cunoașteți. Dar, ce băieți? Nu înțeleg ce spuneți. Vreți în rusă să vorbesc? Nu. Haideți să finalizez cu aceasta și pe urmă trec în rusă. Voi dacă aveți ceva întrebări, puteți spuneți, nu-i problemă, că suntem în direct, în proces de lucru. E că m-ați dezbătut și atent. Cu școlile, v-am spus că cel mai probabil o să fie la ultima etapă. Când ar putea fi acest lucru, părerea mea, evident că până la sărbătorile de Paști, Paștele Blajenilui, cel mai probabil școlile, grădinițele nu o să fie deschise. Haideți să ne uităm real la acest lucru. Ce facem ca să nu pierdem această o lună? Ce facem cu această o lună și ceva? Vreau să vă spun că deja sunt instrucțiuni pentru educația, începe procesul educațional online. Din 27.000 de profesori, 8.000 de profesori au capacitatea respectivă și au fost instruiți. Sunt școli în Chișinău care integral au trecut la curriculum, la procesul de studii online. Sunt recomandate, fără plată acum, 3 platforme care sunt recomandate de către Ministerul Educației. Adică, în ceea ce ține de copiii noștri care stau acasă, și la mine doi elevi și cel de la grădiniță, cel micuț, stau acasă acum. Și știu toate problemele care cu o să le scriți, cu cine stai acasă, că părinții trebuie să ducă la lucru și așa mai departe. Noi înțelegem toate problemele respective. Dar pentru a-i ocupa, pentru a nu pierde procesul de studii, pentru a nu învăța toată vara, se face instrucțiunea de educație online, se recuperează inclusiv ce se poate recupera pe această etapă și imediat ce revenim în procesul normal de studii, vedem cum recuperăm ceea ce nu am reușit. Eu cred că vacanță la vară copiii o să aibă și doresc foarte mult. Ca să fie foarte clar. Acesta este unul, ce am vrut să încep cu educația. Mai departe, cu magazinele, cu comerțul și cu alte activități. S-au impus restricții la tot tipul de magazine, centre comerciale, centre de relaxare, săli de sport și așa mai departe, cu excepția la magazine alimentare, PECO, bănci, farmacii. Aceasta a fost la prima etapă. Și acest lucru este în vigoare și acum. Cât va dura aceste restricții? Pentru că este un subiect foarte important. Cât ar putea dura? Noi ne dorim foarte mult că odată ce se vor începe, dar deja vin unele semnale, în opinia mea, încurajatoare, noi am putea să relaxăm unele activități economice. Ce înseamnă să scoatem restricțiile? Dacă uitați-vă, pentru întreprinderile care sau magazinele care vând fertilizanță, semințe agricole, dezinfectanți, piese pentru automobile, stațiile de servire tehnică și așa mai departe. Aceste restricții vor fi scoase începând cu data de 23 martie, adică de luni. Eu nu exclud că următoarea etapă vom scoate unele interdicții în ceea ce ține de comerț și cu alte produse decât cele alimentare. Pentru că trebuie să funcționeze, economia trebuie să meargă înainte. Eu nu exclud că la o anumită etapă vom scoate restricțiile tot ce sunt de horeca, de restaurante, de cafenele, de baruri și așa mai departe. Dar cu respectarea anumitor cerințe. Însă, încă o dată, de la 23 martie scoatem pentru aceste categorii. Vedem cum o să facem mai departe. Ce este suplimentar la capitolul de stare de urgență?
Evident că guvernul ar putea în această situație să vină cu unele măsuri mai drastice și eu cred că va fi nevoit să vină, în special ceea ce țin de monitorizarea prețurilor. Aici e un semnal, un mesaj foarte important, stimați concetățeni, stimați prieteni care ne privesc. Noi nu avem probleme la această etapă în ceea ce ține de securitatea alimentară. Nu sunt probleme. Stocurile interne sunt suficiente, dar și produsele de import care noi le importăm, mă refer la produsele agroalimentare, diferite produse care sunt din import. Noi, practic, am soluționat problema cu tranzitul, cu importul în țară. Doar importul, exportul nu este stopat. Așa că premizie pentru creșterea prețurilor, am văzut la Hrișcă, un rețea comercială mi-au scris cetățenii noștri că au majorat prețul de două ori. Nu vă faceți lucrul ăsta. Nu faceți că o să fiți penalizați. Dacă o să vedem că își bat joc de cetățeni, pur și simplu o să luăm o hotărâre în regim de urgență sau o să intervenim în gestionarea acestor procese. Eu pot să vă spun că guvernul poate să intervină în gestionarea, spune al director acolo dacă va fi necesar. Sau să plafonăm prețurile. Dar care e altă soluție? Să găsesc deștepți acum care vor să facă bani pe spatele cetățenilor în situații de criză. Noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să vă dăm peste mâini. Nu înțelegeți, vă plafonăm prețurile. Nu înțelegeți plafonarea, intrăm în gestionarea întreprinderii. Dar cum altfel? Pe perioadă scurtă. Pentru a face reguli, pentru a apăra cetățenii noștri. De ce? Eu cred că guvernul ar putea și dacă va fi necesar, vă asigur că va merge cu acțiuni mai dure în ceea ce ține de restricționări și plafonarea prețurilor. Alte activități în această perioadă, o să vedem încă întrebările care vor fi. Și în rusă, da? Cât avem? Jumătate de oră? Hai să încă 10-15 minute și pe urmă răspund la întrebările dumneavoastră. Panica. Panica, tarifele comunale, ce facem cu... Le anulăm, nu le anulăm și așa mai departe. Haideți să începem cu panica. Eu consider că riscurile și pierderile economice vor fi mai mari din cauza panicii decât din cauza virusului. Pentru că sunt foarte mulți interesați, și nu doar în Republica Moldova, acest lucru se referă la mai multe țări care trec prin această etapă, sunt persoane care sunt interesați să promoveze știri false. Și să adice panică la oameni. Eu o să fac o sinteză ce mesaje noi am avut pe ultimul timp, care le-ați auzit și unii dintre voi le-ați repartizat. Și o să vedeți cum lucrul ăsta se face, în opinia mea, chiar și undeva centralizat. Uitați-vă, companiile de promovare a știrilor false. Patru direcții cum s-au lucrat până acum. Prima, audio. Sună cu mătră, înregistrează un spot audio, ia ca cu mătrul ei, are alt cu mătru, dar și are un moș, un verișor care lucrează la Toma Ciorbă, Doamne ferește câți mor, și așa mai departe. Și am văzut că panica asta a fost în rețele. Acum uitați-vă ce e cel mai interesant. Exact același mesaj în Rusia, în Kazahstan, în Belarusia. De obicei se utilizează sonorizarea de femei, care vorbesc de sute, mii, zeci de mii de infectați și așa mai departe. A doilea direcție cum se face panică? Prin texte. Textul cu elicopterul. Texte WhatsApp, Viber și așa mai departe. Elicopterul, că o să zboare elicopterele peste Chișinău și o să arunce, nu știu cu ce, cu medicamente și voi toți închideți-vă și o să fie totul bine. În primul rând, nimeni nu s-a pus întrebarea că noi nu avem elicoptere în Republica Moldova. Dar unii au crezut. Ca și în primul caz cu mătra, cei care cu mat, cu necenzurat, în rețea, mi-ai vrăsut de oameni mi-au transmis. Domnul președinte, ce se întâmplă? Cu textile, cu elicopterul. Acum uitați ce se întâmplă cu elicopterul ăsta. La noi a apărut două zile în urmă. În Samara, în Rusia, в Самаре будут распылять лекарства с вертолетов. В Калининграде вертолет будет распылять лекарства против коронавируса. В Беларуси, 15 марта, в Гродно, o să zboare vertolioate, elicopteri. În Ucraina, pe 16 martie, vertolioate будут распилять лекарства в сети. Сети распространяются fake news. Înțelegeți ce este vorba? Același mesaj. E cum cazul cu femeia aceea. Să iei femeie, pentru că parcă e credibil. Și dă mesaj audio pe stăt, aici cu elicopterile, texte, Viber, WhatsApp, plin. A treilea modalitate cum face? Prin persoanele influente. Am văzut fostul polițist de frontieră, că i-a spus cineva, dar el e persoană care a fost начальник. Și nu mi-a crede. Cum murit acolo unul, cum murit dincolo unul și așa mai departe.
Eu ce vă spun cazurile astea? Ca să știți cum o să încerce să vă intoxice și să vă panicheze pe parcursul următoarei perioade. Și astea sunt cazuri concrete. Eu nu le inventez acum. Și a patra, falsificarea documentelor oficiale. Uitați-vă de la ce a ajuns. Mesajul care a apărut alaltă ieri. S-a luat decizia că Banca Națională stabilește cursul leu-euro la cotația de 45 de lei pentru euro. Au falsificat decizia Băncii Naționale, au aruncat-o pe rețele, al de Stiop, Caraz, Razin și așa mai departe, și au început masiv să repartizeze acesta. Exact același scenariu ca în țările din regiune. Eu v-am spus de patru direcții. Audio, texturi, Viber, WhatsApp și așa mai departe. Trei, prin persoane influente și patru, prin falsificarea documentelor care le aruncă. Stimați concetățeni, nu atrageți atenție la toate aceste prostii. Deja în unele țări, aici sunt cazuri concrete, în Kazakhstan, zadržena женщина, care răspăstrăniră слухи coronavirusului, Interfax сообщила задержание фейкового коронавируса в России и так далее. Вы credeți că nu vă prindem cei care repartizează? Eu am dat indicații din partea Consiliului Suprem de Securitate la toate organele de control și ne ocupăm și vă găsim. Vă prindem pe cei care repartizează chestiile astea. Și o să răspundeți foarte dur. Pușcărie o să faceți pentru așa. Eu nu glumesc. Pentru așa ceva o să faceți pușcărie. Iar cei care din oficiali sau persoane politice care repartizează aceste lucruri, de asemenea, puteți fi atrași la răspundere. Administrativ o să găsim noi soluția cum să oprim acest val de panică. Acum în ceea ce țin de prețuri și tarife, pentru că sunt concetățeni care ne roagă, domnul președinte, cum puteți să ne ajutați. И здесь я поговорю на русском, да, коллеги, чтобы было понятно всем. Вот несколько, мы сделали расчеты. Как мы могли бы помочь людям? И вообще я хочу здесь остановиться чуть-чуть на экономику, поговорить про экономику. Конечно, очень важно на данном этапе помочь предприятиям, чтобы они сохранили зарплаты тем, кто работает, ну, работников. Это очень важно. Потому что если они получают, даже если сидят дома, если или работают в более ограниченном режиме, они должны получать зарплату, потому что за счет этой зарплаты они живут. То есть первое, самое важное, нам нужно подумать, и мы об этом думаем, как помочь предприятиям. Eu vreau să spun aici un lucru foarte important. Noi am convenit cu domnul prim-ministru, chiar astăzi la 8 am avut o ședință, seară m-am întors la Bălți foarte târziu, am avut ședință cu domnul prim-ministru. Noi am convenit în felul următor. Noi, eu personal, împreună cu Comisia Situației Excepționale, ne ocupăm intensiv de gestionarea repartizării pe intern a coronavirusului și tot ce țin de medicină, dar rugămintea și m-am adresat guvernului, atenție sporită la această etapă să acorde blocului economic. Prioritatea numărul unu în această situație, blocul economic de la guvern, prim-ministru, prim-viceprim-ministru, sunt specialiști de nivel foarte înalt. Eu nici nu vreau să-mi imaginez dacă era alt guvernare la Chișinău, ce era, Doamne ferește. Aici sunt oameni care știu. Și toți spun că specialiști buni. Și domnul Pușcuță, și domnul Chicu, anume în ceea ce sunt de blocul economic. De ce sarcina? Noi am împărțit sarcina, dacă doriți. Eu mă ocup de gestionarea subiectului ăsta. Clar că lucrăm împreună, toate deciziile luăm împreună. Dar mai mult timp acord, tot eu acord la medicină, și la nerepartizarea coronavirusului. Guvernul acordă mai mult timp la tot ceea ce ține de blocul economic, găsirea soluțiilor pentru agenții economici. Adică, sarcina numărul unu, cum susținem agenții economici ca ei să nu închidă afacerile, să mențină perioada aceasta, pentru ca oamenii să aibă surse de venit, să aibă salarii. Hai să spunem sincer, noi suntem în situația aceasta de incertitudine, de carantină, 6-7-8 zile. 6-7-8 zile. Și avem deja unele pierderi. Și agenții economici semnalează acest lucru. Noi nu ne putem permite să menținem o situație similară parcursul la 60 de zile. Pentru că, pe urmă, o să fie foarte greu să relansăm activitatea unor întreprinderi. De ce? Несколько данных. У нас в Молдове на данном этапе всего граждан Республики Молдова, которые официально работают, ну, платят налоги, у них есть договор оттуда, работают где-то в каких-то конкретных предприятиях либо в государстве, 650 тысяч. Есть еще плюс 200 тысяч,
Это другие виды, которые здесь господарится ранее, интерпендеры индивидуали, то есть индивидуальные предприятия. Патенты – это отдельно. Но 650 тысяч, которые имеют контракт ДИМУНК. Из этих 650 тысяч, 190 тысяч – это бюджетники. Мы понимаем, что мы для бюджетников 190 тысяч, конечно, сделаем все возможное. И я могу вас заверить, что нет рисков на данном этапе, то, что касается зарплат. 170 тысяч – это сельское хозяйство. Я думаю, что в сельском хозяйстве проблем не должно быть и не будет. У нас нет ограничений по экспорту. У нас, напротив, рост спроса на внутреннем рынке и на некоторых внешних рынках по агропромышленному комплексу. Я думаю, что здесь у нас никаких проблем не будет. 120 тысяч – это промышленность. Здесь по некоторым позициям мы понимаем, что может быть проблема. Что именно в промышленности? Вот из этих 120 тысяч есть 16 тысяч, которые работают в текстильной промышленности, и есть вероятность, что будет падать спрос. Пока что нету падения, но мы понимаем, что в зоне риска эти 16 тысяч, которые работают в текстильной области, и где-то 15 тысяч – это те, которые работают, ну, делают кабеля, песи, ауто и так далее. Вот это зона риска, если мы говорим о промышленном секторе. В транспорте 60 тысяч. Пока что мы видим, что каких-то серьезных изменений по транспорту, кроме там транспорт пассажир Шамать партии, нету. И 80 тысяч это другие. Где у нас риски реальные? Это Хорека Коммерц. Хорека Коммерц у нас сейчас по нашим данным работает около 50 тысяч. И вот то, что я говорил из промышленности, текстиля и песиаут. Как эту проблему решить? Эту проблему можно решить путем снятия ограничений на деятельность предприятий некоторых сфер в ближайшее время. Я здесь хочу отметить, что согласно решениям чрезвычайной комиссии до сегодняшнего дня, мы не останавливали деятельность предприятий в Республике Молдова. За исключением там, где я говорил, Центр Коммерчали, Релаксари, Сель Спортиви и так далее. Но мы другие предприятия не останавливали. Все промышленные предприятия работают, все агропромышленные в аграрном секторе работают и должны работать дальше. Да, там может быть специальный режим, исходя из того, что нужно заботиться о здоровье тех, кто работает на этих предприятиях. Но это не означает, что мы их закрыли. И мы никому не рекомендовали, и мы запретили полиции ходить и закрывать предприятия. Да, Центр или Коммерчали в Остенкисе. Точечный центр диагностики активитет для релаксации фосфоникиси, дар активитати антрепендерло, ну сарестрикционат, ши сперфуартимолтку ну вафи рестрикционата энконтинуа. То есть по предприятиям мы немножко поняли, что происходит. Как помочь этим предприятиям? Вы видели, я не буду повторяться, то, что предложил правительство. На данном этапе можно рассматривать несколько вариантов. Первый вариант, как помочь этим предприятиям. Это сделать налоговые каникулы, то есть чтобы не платили сейчас налоги, потому что они не работают. И в этом направлении были приняты соответствующие решения правительства, вы видели. Это касается налоговых каникул на сегодняшний день. Это не касается, чтобы все поняли, налогов, которые нужно платить за деятельность в прошлом году. В прошлом году работали, получали доход, надо платить за прошлый год налоги, это 25 марта. Мы говорим о налогах в период режим диурдженс, чрезвычайной ситуации. То есть первое, что должно и делать государство. Определенные налоговые каникулы, это первое. Второе. Нужно посмотреть, и мы уже обсуждали с банками, решоланаря кредитилор. Это касается не только банков, но и физических лиц. И мы видим, что Нацбанк уже дал этот сигнал, и некоторые банки, самые крупные, Агробанк, Молдекомбанк, уже пошли и сделали эти шаги. Третье, что ждут от государства, от бюджета, что мы дали больше денег в экономику. То есть за счет государства мы дали какие-то дополнительные инвестиции в реальную экономику. Так вот, мы видим три направления основные, которые везде, во всех странах. Налоговые каникулы. Второе, все, что касается банковских кредитов, то есть доступ к финансированию, чтобы не были такие большие проценты, чтобы были дешевые деньги, и чтобы не платить завтра, если мы не работали. Если мы не работали, как мы можем платить процент по кредиту? Нацбанк уже дал эти распоряжения. И третье, дополнительно денег со стороны государства в экономику. Вот эти три реальные вещи, которые может делать государство. Как мы это делаем? По налоговым сделано, по Нацбанку процесс пошел. Основной вопрос – дополнительно денег в экономику. Мы разработали, чтобы вы были в курсе, мы разработали несколько сценариев.
Потому что если мы говорим о дополнительных деньгах в экономику, это должны быть деньги за счет государства. То есть мы должны понимать, сколько у нас денег в бюджете, будут эти деньги, не будут эти деньги, для того, чтобы из бюджета дополнительно денег вливать в экономику. Мы сделали несколько сценариев. Бюджет этого года сверстан, то есть был принят, исходя из роста ВВП более 3,6%. Давайте говорить честно, реально в этом году не будет этого роста экономики в нашей стране, так как не будет и в большинстве стран мира, потому что мы в кризисе. Мы сделали сценарий 0% роста, то есть не будет роста. Мы сделали сценарий минус 3% ВВП, и мы сделали сценарий минус 5% ВВП. Мы вместе с коллегами из Минфина всех сделали несколько сценариев. И исходя из этих сценариев, мы рассчитали, сколько мы можем недополучить в бюджете страны. Потому что если экономика не будет расти, а будет падать, понятно, что будет меньше налогов в бюджет. И понятно, что доходы в бюджет в этом году упадут. При самом, мы взяли самый плохой сценарий, речь идет о 6-7 миллиардах лей, это около 300 миллионов евро. Откуда мы эти деньги можем взять? Потому что это основной вопрос. Мы сейчас говорим если сохраняем текущие затраты, то есть зарплаты идут те же, пенсии идут те же, инвестиции идут те же. Это не дополнительные деньги в экономике, это то, чтобы сохранить то, о чем мы договорились в этом году. Откуда эти дополнительно 250-300 миллионов евро? МВФ уже, вы знаете, что обратился, готов дать 100 миллионов долларов поддержки страны. Мы договорились с Российской Федерацией в конце прошлого года о помощи 500, помните, кредитная линия 500 миллионов, из которых 200 мы согласовали. И я думаю, что в конце марта уже все подготовлено, и здесь вопросов не будет. В конце марта, в начале апреля мы получим 200 миллионов евро от Российской Федерации для бюджета, для поддержки бюджета. И там у нас остается еще кредитная линия. Если нужно будет, еще можем взять. Хочу вам сказать, что у нас очень активно идут переговоры, и есть большая открытость от Китая. Чибец. От Китая. Кстати, я раскрою секрет. У меня в ближайшее время должен был быть государственный визит в Китай. Но с учетом этой ситуации мы решили его отложить на другой период. Но Китай готов тоже несколько сотен миллионов долларов, евро предоставить кредит Республике Молдова в этой ситуации. То есть, я думаю, позиция, которую мы имеем на сегодняшний день, что вот этот недостаток финансирования по параметрам, которые есть на сегодняшний день, вот эти 6-7 миллиардов лей, мы источники для финансирования найдем. Но нам, скорее всего, нужно будет дополнительно еще хотя бы 50-100 миллионов для того, чтобы дать вливание в экономику. Мы сейчас делаем расчеты, как это сделать, в каких формах, кому и так далее. В рамках моего пресловом субъекта по карен чепа респонсула антрибелли днюастры. Аша. Чфачинку тарифили. Я вам возьму мулз днюастры, дать экземплу, куй тазван цара кутариса в кутаре, в хост анулати тарифили, ше шамань парти приморен. Маре мажоритатя казлор, ну хост анулати тарифили. Да хост трансферате плата, термину диплата тарифилор. Dar eu vreau ca, stimați concetățeni, noi să înțelegem despre ce este vorba. Cât plătim noi toată populația pentru apă, pentru gaz, pentru energie electrică și așa mai departe? Uitați-vă. Energie electrică. Premier Energie, asta e fostul Union Finosa, sud-centru. Sunt 836.000 de consumatori. Pentru luna februarie, achitările sunt 200 de milioane de lei. 190 și ceva. Red Nord, asta e Nordul. 460.000 de consumatori, e vorba de 100 de milioane de lei. Adică, dacă vorbim de energie electrică, este vorba de 1,3 milioane de consumatori în Republica Moldova, care sumar îi 300 de milioane de lei. Plătesc pe lună. 300 de milioane de lei. Cât s-a achită pe gaz? În Moldova sunt 722.000 de consumatori casnici. Eu aici vorbesc, apropo, doar de consumatori casnici, nu de întreprinderi. Eu am rugat să-mi fac calculele respective pe consumatori casnici. În Moldova sunt 722.000 de consumatori casnici de gaz. Pentru luna februarie, achitările sunt 330 de milioane de lei. Energia termică, în Chișinău, 188.000 de apartamente, 112 milioane.
Municipiul Bălți 32.000 de apartamente, 18,6 milioane. Apă și canalizare Chișinău 142.000 și așa mai departe. Dacă o să sumăm toate lucrul ăsta, eu am toate calculele, este vorba de 1 miliard de lei pe lună. Eu înțeleg concetățenii și eu înțeleg foarte bine cei care înscriu, domnul președinte, anulați tarifele pe luna martie, pe luna aprilie. Dacă noi anulăm tarifele pe luna martie sau aprilie, întreprinderile respective nu primesc 1 miliard de lei. Ce se întâmplă? Dacă nu găsim alte surse, își stopează activitatea. Rămâne fără lumină, fără gaz, fără apă, fără așa mai departe. Termoficarea e clar că se închide acum pentru că nu are sens, afară e vară moșteșa deja. Dar e vorba de 1 miliard de lei. Adică, dacă noi sistem achitarea tarifelor sau anulăm complet, noi trebuie să găsim de undeva 1 miliard de lei să dăm în întreprinderile respective ca să nu închidă lumina. De unde 1 miliard de lei? De unde putem să găsim? Înseamnă că ori trebuie de la buget să reducem cheltuielile pe alte componente, eu v-am vorbit care e situația cu bugetul, sau să majorăm, Doamne ferește, impozitele, ca să luăm mai mulți bani, asta ar fi prostie cea mai mare să majoreze cu impozitele, sau îmi trebuie surse externe. De undeva să găsim 50 de milioane de euro lunar pentru a anula tarifele la toți și a da 1 miliard de lei la oameni. Asta ar fi soluția. Eu cred că nu este soluția. Care e soluția? Ce examinăm noi? Eu am rugat să facă calculul câți consumatori avem mici sau unde e factura mică. Și așa că uitați-vă, pe factura până la 100 de lei. E clar că este cei mai vulnerabili, pentru că cei care plătesc mai mult, probabil consumă, cum, ei consum mai mult, dar consumă înseamnă că își permiteau până acum cel puțin. Noi pe energie electrică avem circa 400.000 de consumatori care plătesc până la 100 de lei și pe gaz avem 328.000 care plătesc până la 100 de lei. O să ne gândim împreună cu guvernul, eu vreau să accentuez, nu este o decizie care a fost luată, dar noi o să ne gândim împreună cu guvernul cum să-i susținem pe cei mai care sunt în situația cea mai dificilă. Cum? Reșind în ce sursă, o să luăm decizia în timpul cel mai apropiat. Asta e ceea ce am vrut să fac ca introducere. 50 de minute a trecut, da, colegi? Reușim să răspundem și la întrebări? Haideți să facem așa. Acum e 10:47, o să încercăm să răspundem la câteva, la întrebările care sunt. Colegi, le-ați grupat? Ele-s grupate sau nu se primește grupare? Așa, eu o să le citesc principalele care sunt și o să mă refer. Îmi aruncați în coace ca eu să nu citesc tot live-ul de pe Privieschi și de pe Facebook. Так, Ирина Амбросий, когда начнут ехать межгосударственные межгородские маршрутки? Нету ограничений, нету никаких ограничений на транспорт, внутренний транспорт, транспорту публик. Нету никаких, еще раз говорю, ограничений со стороны государства, со стороны правительства, все, что касается публичного транспорта. Да, там сидят полицейские, чтобы не сидели все как кильки в консерве. Там сидят, и это правильно, чтобы не сидели все вот так, если он метрежим, но ограничений нету. Баунца Николаев, мы есть казус с континент проект для инфраструктуры, с орфибини, с редакционным бани, чей кари регистрязы пердер. Николай, и экзист аша идеи, ка хайдет с уприм тот инвестители, что с бани на алти дирекции. Дар хайдет с фим синчер, но так уприм инвестители, но и прими экономия. Я ворбян де сусинере экономии, пин кытва кэй, леснир фискали, 2. Reșalonarea creditelor și bani mai ieftini. Banca Națională acum va micșora, sper că rezervele obligatorii și rata de bază pentru a face banii mai ieftini în condițiile acestea pentru agenții economici. Și 3. Asta statul trebuie să vii cu intervenție în economie. Statul intervenție în economie sau face investiții sau majorează masiv de 2-3 ori salariile ca să crească consumul. Dar asta nu e creștere economică. Noi să avem probleme. Pe termen scurt, pe lună rezolvăm. Dar noi stopăm toată dezvoltarea mai departe. De aceea, mai bine să găsim, Nicolae, Bălănuță Nicolae, mai bine să găsim acum bani din afara țării, să luăm credite, toate țările o să iei credite și să facem investițiile în continuare. De aceea noi nu am stopat proiectele de infrastructură, noi nu am stopat construcția drumurilor. Noi să mergem, pentru că aceasta dă circuit economic. Dar asta e și locuri de muncă. Eu v-am spus de riscul pentru 15.000 de oameni care lucrează, fac cablurile astea pentru Mercedes-uri în zonele economice libere. 16.000 din zona textililor și așa mai departe. Trebuie să creăm locuri de muncă pentru ei. Dacă nu creăm locuri de muncă, atunci ce facem? De ce investițiile
Eu consider că nu trebuie stopate. Noi o să mai discutăm acest lucru la guvern și o să vedem. Vyacheslav Kobzak, cum vor sta lucrurile cu cei care au făcut bani pe baza crizei virusului? Eu am răspuns la această întrebare. Aici o să fie măsuri foarte dure. Creșterea prețurilor și noi tot am monitorizat, totul e fixat. O să ne clarificăm. Вика, почему работают государственные учреждения? А как вы себе представляете, если мы остановим всю, все предприятия и всю государственную машину? Так это полный коллапс. Да, есть отдельный режим работы. У нас государство, вот в институте, в президентуре, у нас все работают. Да, если мы видим, что кто-то нехорошо себя чувствует, он работает из дома. Вот Кармена работала из дома пару дней, мой пресс-секретарь. Но это не означает, что мы должны полностью все заблокировать. Это тотальный коллапс и анархия. Как можем запретить работать докторам, полицейским, другим государственным учреждениям? По образованию мы сейчас должны сделать отдельный режим онлайн. Должны это все как-то... Ну, мы же не можем все закрыть. Ну, понятно. Андрей Лянко. Какая есть ситуация ла субъекту разбойного мундиала? Андрей. Ну, хай с начепим к унили... Конспирации. Кутатки тот там читит форте мульти лукру, дар у него лачете спуни знавался, он лукру импортант. Форте интересант, как челеш месажи де фейк ньюс. Текст ли сачелеш? Текст ли сачелеш? Молдова, Румыния, Украина, Русия, Белоруссия. И вор без дрежуня, стоя на вас, что это Мария Британия, Сауналти цер. Да челеш месаж, Кларка, это наталкивает на мысли, как по Молдовении. Мария Скицко, Игорь Николаевич, мулцумим, где грижа репортация, так унди пати фачи тесну, кишнеу, орши, энрайване. Стиматься, приятень. Тестили с фак эн институте ли дестат. Ацунат ла спитал, ла сервичу респектив, где уну доус, пишла ной, да? Уну доус презече. И ацунат, ей вин, доковец симптоми, доковец симптоми, ей вин, вы прилевязы тесту, что вы спун кари результату. Дар, я вряю, айчас ворогу, он лук фуарт импортант. Ну, мерджес массив, куда ре тестилор, да кновец симптоми. Осы блокем тотал, тот с медичи. Дече медичи прилевязы тесту для чей кари ау симптоми. Я узвал спун он лукру, пати коллеги для министеру санитации супер и пимени. Ачес коронавирус пати се тряка прин организму омулы, что не смог обсервем. Putem să nu observăm. Sunt deja toate studiile făcute. Așa cum trece o gripă, simplu. Așa cum trece o gripă, parcă ai avut o lecție de probleme cu nasul, o lecție că ți-a trecut răceala prin tine. Și tu ai trecut coronavirus. Nici n-ai știut de lucrul ăsta. De ce să mergem masiv acum să testăm toată țara? Dacă aveți simptome, mergeți. Dacă nu, nu creați probleme, impedimente suplimentare la medicii. Și așa săracea o de muncă că, de doamnelor, sănătate să trecem peste perioada aceasta. Алла Цуркан, Миленчук, permiteți-vă rog comerțul și pentru unitățile care comercializează materiale electrice și materialele construcție, evident cu respectarea măsurilor de protecție. Doamna Цуркан, despre ce așa am vorbit, că vom face relaxări pe anumite activități. De luni am spus câteva tipuri de magazine, eu consider că de săptămâna viitoare trebuie treptat să revenim la activitatea unor agenți economici cu respectarea măsurilor respective. Вера Гауцел, сын дин сату Дороцкая, так, примем пенсию дин Транснистрия. Кум путем сажунджим ла Дубасарь, сфачим кумпаратур, оркер скимбэм бай. Дамна Вера, ной ерем дискутатку саулалтерем авшадинского дамна Лесник, вице-премьеру, ерем авут апропо дискуссии телефончишку дамну Красносельский, не лумя ма контактаду по масса. Ей у импус он режим спечал, а фокт ши ситуация эксепционал ла ей. Noi acum suntem cu ei în discuție pentru a liberaliza, mai ales pentru zona de securitate. Eu cred că în zilele următoare o soluție o să găsim. Людмила Тибулиски, как будет оплачен труд тех, кто сейчас дома? Ведь это не отпуск и не за свой счет. Людмила, если мы говорим о государственных учреждениях, мы уже отмечали, я хочу повторить, что зарплаты будут сохранены. Если мы говорим о частном секторе, в каждом отдельном случае руководство принимает решение, как будет действовать. Покрывать за счет государства на данном этапе мы этот вопрос рассматриваем, но смотрим, сколько это будет стоить. И кому, и по каким секторам. Алена Твердовская. Видела в видео, что прибыли в Молдову военные машины. Ну, это вот из того, что паника. Нету в Молдове военных машин, нету военного положения.
Мне очень многие пишут, Игорь Николаевич, давайте, может быть, откроем все границы, откроем все военные наши учреждения, пусть выходят солдаты на улицах и так далее. Еще у нас нету такой ситуации, и этого не нужно. Я надеюсь, не нужно будет. Конечно, если нам нужно будет где-то у дезинфектария снажуть солдаты Шамари партии, он кальтает и командант Супрем, у Саддама Астфельда орден. Кристиан Аврам, чекари ДПШ стрелунку биометру чесен темплу куей. Да, а чес месаж вине, дела, спечал дела диаспоры, кейсунта на фара цери, шесть режиму ди нозе зизили ди трейлунь, кейспот афлан цара респективе, до покаре требуе са яса, в каз контрар, ли пун депорт. Рекомендария ностра, прин шафос трансмиссия шприн амбасаде, луас легатура, унде есть и посибил, ку сервичили миграционали, миграционисти, ден статли респективе, ши информации. Ю кред ка ва фи луату дечизия пер ансамблу ла нивел европян, pentru a nu penaliza în aceste situații. Pentru că această încălcare a regimului este nu vina dumneavoastră, dar este situația care a fost creată, inclusiv autorităților care au închis frontieră. De ce? Eu cred, cel puțin pentru Republica Moldova, pentru că noi și noi avem în Republica Moldova cei care trebuie să iasă după 90 de zile și să revină înapoi dacă doresc. Noi o să schimbăm legislația, o să le dăm permisiunea că în regim de urgență, când a fost situație de urgență, aceste penalități nu se aplică. Eu cred că multe țări vor lua aceeași decizie. Doamna Lidia Harin, domn președinte, trimiteți consilierii să monitorizeze prețurile. Doamna Lidia, am vorbit referitor la prețuri. Apropo, stimați prieteni, eu foarte multe detalii le-am dat în prima parte a emisiunii, de aceea vă propun să priviți încă o dată, acolo sunt răspunsuri la foarte multe întrebări, cum vom proceda. Țurcanu Ana, noi nu vrem să venim acasă, dar ce să facem în cazul când trei luni peste hotare. Am răspuns la această întrebare. Nu repetați întrebările colegii care au fost, ca să nu le citesc două ori. Doamna Angela Guțu, am văzut un caz pe Facebook în Republica Moldova, ieri la un taxist, poliția l-a amendat cu 22.000 de lei pentru că nu avea mască. Aș vrea să știm dacă așa amenzi există legale. Nu există așa amenzi. Nu există așa amenzi și eu cușo să iau legătură cu ministrul de interne, cu domnul Voicu, ce fel de prostic. Dacă nu are omul mai mască pe stradă să impui amendă, să-i bătaie de joc. Nu există așa restricții. Și acum o să mă clarific dacă a fost așa caz ieri. Angela Romaniuc, domnul președinte, avea nevoie de un magazin pentru noi născuți, măcar unul din raion, sunt mame care în curând trebuie să nască și nu au scute și hainuțe. De pe data de 23 martie, de luni, toate magazinele care includ dezinfectați, inclusiv cele la ce v-ați referit, șamponi, scutici și așa mai departe, vor fi deschise. Людмила Белая, анулați prețurile la comunale, lumea nu lucrează, vă rugăm. Doamna Людмила, vă înțelegem foarte bine. Am spus, anularea prețurilor la comunale e 1 miliard de lei. 1 miliard de lei, noi trebuie să decidem. De unde luăm? Tăiem ce tăiem? Salariile, pensiile, noi categoric nu putem să facem lucrul ăsta. Oprim investițiile? Noi examinăm câteva scenarii în sensul ăsta, o să vedem cum o să evolueze situația. Poate să ajutăm pe cei care au factura cea mai mică, cum am spus, până la 100 de lei, dar să vedem că în cazul dacă mergem cu cei până la 100 de lei, ceea ce v-am dat calculul, trebuie 200 de milioane de lei. Adică dacă anulăm la toți 1 miliard, dacă anulăm cei care plătesc până la 100 de lei la energie electrică și până la 100 de lei la gaz, asta sunt 200 de milioane de lei. Trebuie să le găsim din buget de undeva. Nu poți să le iei din pod. Dar dacă nu le plătești la furnizorii de gaz, de energie electrică, ei opresc gazul și energie electrică. Asta e și mai riscantă în situația aceasta. Noi examinăm și o să încercăm să găsim o soluție. Angela, spuneți concret ce trebuie să facem, cum să ne protejăm mai departe. Mai puține contacte, pe cât este de posibil, limitați contactele. Asta nu înseamnă că trebuie să ședeți. Am văzut unii că s-au închis într-o odaie. E bine, stați acasă, e bun mesaj. E bun mesaj și încercați să stați acasă. Toate când spunea cineva că stai acasă cu copilul 3-4 zile, trebuie să-l mai scoți la aer, nu numai la balcon. Mai ieși prin parc și așa mai departe. Dar etapa aceasta de risc, vă rog foarte mult, mai puțini contacte. Dacă e posibil să stați mai mult timp acasă, ați ieșit pe jumătate de oră deodată în casă. Pentru că în caz contrar, vă supuneți riscul și pe dumneavoastră și pe cei din jur. Eu am spus că nu toți au simptome. Nu toți au simptome. El este purtător de coronavirus, poate transmite mai departe, dar el nu are simptome. El nu tușește, nu are capul, nu are temperatură. Și riscul este destul de mare. Ala Cainarean.
Скажите, для патентообладателей будет что-то сделано? Мы сидим дома и платим за патенты, чтобы не потерять. Сегодня утром я этот вопрос обсуждал. Вы правы, рынки закрыты. И, конечно, мы должны подумать о том, чтобы за этот период не платить за патенты. Я сегодня поговорю с Минфином, и мы этот вопрос обсудим. О решениях мы вас проинформируем в ближайшие сегодня или максимум понедельник. Вероника Катрук, Том Додон, че фачит скуба тренить для сати, копии кара, ну и потажутал ла момент, фин плекац, и пужди ситуации. Но я ам ворбит ку ассистенции социаль, но и штим казурли, практи фикари ассистент социаль, дем фикари сад, кунуашти кари сент ачести казури, о са мерджем ку ажутуари суплиментари. Штиу ка ши унили организации де волонтариат ау ачеш абордари, ши вреа звенку месаж кер, хайди се ажутем пи чей кари ау невой ла ачести етап. Максим Абрамович, вам помогает оппозиция в решениях или пользуясь случаем только такой? Максим, а вы не видите? Для них это пир во время чумы. Они очень надеются, что Додон и правительство Кику не справятся, и у них будет возможность критиковать. Ну, я бы хотел, могу назвать более жесткой форме, но вы понимаете, что это за политики. Некоторые ушли в карантин и делают умные декларации, умные вещи, но боятся выйти на улицу. Некоторые советуют, все стали большими экономистами, все стали большими вирусологами, все стали большими медиками. И каждый день вот только интоксикиаза частоцентр Республика Молдова. Поэтому, Максим, конечно, помощь от них, к сожалению, помощи на данном этапе нет. Только критика. И это плохо. Но я думаю, что граждане видят и граждане понимают, что правительство, президентура, президент делает все возможное. Мы не закрылись в офисах, мы проводим заседания, мы едем по районам. Я знаю, многие из вас мне писали, Игорь Николаевич, почему вы подвергаете себя рискам и едете там. Я вчера был в Бельцах, проводил заседание комиссии по 10 районам собрал. Встречался, кстати, и с мэром, вице-мэром Бельца, я видел какой-то скандал там. Какие-то угрозы, ребята, ну давайте будьте серьезны. Что вы брешете, как говорят у нас в Молдаване? Кому кто угрожает? Вышли, проводили, дали руку, санатати. Ну, вам нечем заниматься. Если для вас шок, что президент пришел и решил увеличить несколько раз инвестиции в дорогах в муниципе Бельц, из-за этого вы подняли этот скандал параллельно, чтобы как-то сбить, ну это же идиотизм. Кому вы нужны? Что вам угрожать? Кому вы нужны? Вы думаете, президенту нечем заниматься? Мы в Бельце вчера приехали для заседания чрезвычайной комиссии. Но по моей просьбе, вот был вопрос по поводу инвестиций, по моей просьбе на следующей неделе правительство увеличит на 25 миллионов лей инвестиции в ремонт дорог в Бельцах. Что-то плохо? Примар должен был, вице-примар, выйти и сказать спасибо президенту. Потому что до сих пор никто этого не делал. Потому что в этом году будет 40 миллионов лей на ремонт дорог в Бельцах. Последний раз 40 миллионов лей из государственного бюджета, это был 2008 год, когда Гречаная была премьер-министром. Последние 12 лет таких объемов не было. 15-16 миллионов идет из дорожного фонда, плюс 25, сейчас мы поговорили с премьером, нашли эти деньги, дадим дополнительно на Бельц. Они занимаются ерундой, чепухой. И какие-то байки. Может быть, в ваших 90-х там в тюрьмах были такие понятия, но у меня, когда слышишь... Ну, я думаю, что люди это видят. Ирина Высоцкая. Работников заставляет брать отпуск за свой счет. Это правомочно? Нет, это неправильно. Мы дали этот месседж предприятиям. Будем дальше работать с патронатами, потому что мы понимаем предприятия. Может быть, некоторые из-за того, что нет объемов производства, будем думать, как помогать для того, чтобы не отправлять неоплачиваемый отпуск. Виктор, Игорь Николаевич, а есть вообще прогнозы наших ведомств по динамике вируса? Когда у нас будет пик и спад? Какие прогнозы? Виктор, вы видите, что самые оптимистические или пессимистические прогнозы каждый день меняются. Но, как я говорил, я считаю, что следующие две недели они будут самыми опасными. Конечно, у нас есть риск, исходя из нашей специфики, Пасха, родительские дни. Чтобы вы знали, обычно на Пасху и на родительских днях только из стран Европейского Союза, понятно, что это в основном Италия, приезжали каждый год 60-70 тысяч наших граждан. Конечно, в этом году он не приедет, потому что мы ограничили, чтобы не были этих случаев импорта из-за рубежа.
Но мы считаем, что следующие 10 дней, 2 недели, они будут такая зона риска, потому что началась передача вируса внутри страны. Я уже говорил, 24 случая – это импорт, или 26, я сейчас еще раз могу взять, посмотреть, и 21 – это передача внутри страны. И мы должны ее остановить. Для этого чрезвычайное положение, для этого некоторые меры по карантину. Я очень надеюсь, что где-то к началу апреля, к середине апреля, все это потихонечку будет стихать. Но для того, чтобы войти в нормальные, по всем параметрам, я уже говорил, по экономике, я надеюсь, что мы в апреле частично до полного расслабим все ограничения по экономике. На последнем этапе будет касаться школ. Я думаю, что школы, детские сады, скорее всего, после Пасхи. Раньше нельзя рисковать. Но это исходя из прогноза на сегодняшний день. Так, НКТРН требует, стела бивол, дом на пшените требует тот, скорее, децим бизнес, где Молдова сакитила стат на логурле. Сим ангажацу вчала лукру, дарну ей, ну ангажацу вчал, мунчим, шнупутенсный скуати лефили, дела чеш ашастапын. Шамайте пат, есть якор стела, кто требует с лукрези офчал, ну ла негру. Это как раз оценишь день позже, если решила пенсии, после медикали, шамайте партии. С инчепим, аком массив с контроле ла бизнес, категорик лукур останы посебе. Май мулт катыт, но якому о сапермитим, он миты легализари, инчечи цени, либерализари, инчечи цени контроле, шан спус ла органи де контроле, снус порняцк массив контроле. Чечи спуни из него, страс оцени не межлочит до посткризы. По проблеме, которые мы тут тем пора Республика Молдова, аж не окупаем. Алина Скурту трансферу де бань кын вор лукра. Но сон проблеме, которые трансферу де бань бенчили активиаз. Так, сон карева рестрикция, я спонял, сдавна скутаром скриц, он приват, его с располнен отребер для него, с расвечи банка, дар ну сон интердикции ла частый этап. Искар Эдуард, че план ревес пи витор дом додо? Анчи сенс, Эдуард. Анчи сенс, че план ревес? Avem planuri să facem față acestei crize. N-am de gând să mă închid nici într-un fel de casă, la condiță, nu știu unde. Eu stau la prima linie, așa cum am stat toată această perioadă. Ne-am anulat toate vizitele pe exterior. Am menționat, trebuie să fie o vizită de stat în China. Am anulat, rămân aici. Stau în prima linie împreună cu domnul prim-ministru. Voi stați acasă, noi să încercăm să facem față și o să facem față acestei crize. Stimați prieteni, acestea au fost... Mai sunt o mulțime de întrebări. Mai sunt foarte multe întrebări. Dar eu cred că informația de bază eu v-am oferit-o. Eu nu exclud că noi vom ieși cu astfel de mesaje, președintele răspunde mai des, nu doar o dată în săptămână, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră în dependență în funcție cum va evalua situația. Eu vreau în final să mulțumesc în special tuturor medicilor. Eu cred că după această perioadă dificilă, tot mai mulți cetățenii Republicii Moldova, tot mai mulți tineri vor dori să devină medici. Eu văd respectul care se manifestă din partea cetățenilor simpli, care vin și vă ajută, vă acordă prânzuri calde și așa mai departe. Asta înseamnă un lucru foarte important. Asta înseamnă responsabilitate și asta înseamnă susținere din partea cetățenilor simpli. Eu vreau să fiu destul de sincer, eu chiar mă bucur de ceea ce văd în ultimul timp, referitor la reacția concetățenilor noștri față de medici, față de instituțiile de stat, față de polițiști. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că, fiind în prima linie, vă supuneți riscului și noi nu avem niciun caz când un medic sau un asistent medical a refuzat. Mai mult ca atât, studenții de la Universitatea de Medicină, de asemenea, vin acum cu ajutor. Lucrul ăsta este un semnal foarte bun că Moldova va supraviețui și că Moldova are viitor. Eu vreau să vă asigur, stimați concetățeni, că noi vom trece peste această perioadă. Nu, fiecare generație a avut diferite probleme. Au avut diferite perioade de riscuri, provocări. Bunii noștri au avut război în secolul trecut. Au avut foamete, au avut deportări după ce. Și au supraviețuit, au trecut. Părinții noștri în anii 90 au fost distrugerea, ieșirea din Uniunea Sovietică, primele perioade, războiul pe Nistru, programa Pământ, Mormânt, cum o numesc, privatizarea fondurile de investiții, bunuri patrimoniale, și-au pierdut banii la Knișcă. În trecut în anii 90 pentru un colaps total, dar am supraviețuit. Generația noastră cum trebuie să facă față la alte provocări. Nimeni nu se gândea cu 20 de ani urmă că o să fie așa riscuri. Dar eu sunt ferm convins că noi o să facem față la toate aceste riscuri dacă o să fim responsabili, dacă o să fim împreună.
dacă nu o să ridicăm panică. Pentru că panica, cea mai mare problemă acum care ne creează, problema asta este panică. Și eu sunt fiar convins că vor rezista. Sănătate tuturor, eu sunt la dispoziția dumneavoastră, puteți să-mi scriți în privat întrebările care sunt, încercăm să le gestionăm, dar la această etapă totul este la control, instituțiile statului fac față acestor provocări. Vă mulțumesc și o zi bună și sănătate!